De asemenea, în mape este acest pliant, școala de vară pentru evangelizare, în cadrul școlii de misiune Kairos pentru tineri de la vârsta de 16 ani. Noi n-am trecut vârsta limită, până la ce vârstă, dar considerăm că de la vârsta de 16 ani se adresează această instruire tinerilor cu naștere din nou, avem nevoie de o recomandare din partea bisericii locale, și uh, vor fi două săptămâni, o săptămână de instruire de parte teoretică care se referă la identitatea noastră în Hristos, cum să prezentăm evanghelia, ce este evanghelia, uh, cum să-ți prezinți mărturia personală și activități recreative, dar în mod special acești uh, tineri frați care vor veni la școala de vară, de anul următor vor învăța cum să prezinte Evanghelia și mai multe metode. Și apoi din data de 26-31 iulie vom avea o săptămână de evangelizare practică în țară. Și aștept invitații din partea dumneavoastră, din partea bisericilor din țară care să spună da, vrem să găzduim 5 tineri sau 10 tineri, să-i găzduim o săptămână și împreună cu ei să facem evangelizare în orașul nostru sau din satele din împrejurim în care, sau orașele din apropiere în care nu avem adunări. Dar aici e nevoie de un parteneriat cu biserica locală. Noi instruim la, în cadrul școlii de vară, dar cu acești tineri vrem să lucrăm cu biserici locale și să împărtășim Evanghelia în zonă. Este și un cost de 500 de ron care asigură cazare, masă și celelalte cheltuieli sunt acoperite. Bineînțeles că 500 de euro nu vor acoperi toate cheltuielile de două săptămâni, de aceea v-aș invita pe dumneavoastră, dacă sunt tineri în biserică care participă la un astfel de program, să veniți și să-și susțineți din punct de vedere financiar.